Aici am pus să fac o salată bio, am pus 4 morcovi, nu prea se văd, și 4 cartofi. O să folosesc mazăre. Salata bio, o știți cum se face. Folosesc, deci, castraveți, castraveții nu-i pun pe toți, acri, și un piept de pui. Ia să vedeți că tot m-am laudat cu sarmalele mele, să vedeți ce sarmale am făcut, grozave. Și o să facem în același timp ouăle umplute, eu le fac cu pate și unt și ketchup. Aici am salata de of, am pus și gogoșari, am pus mazăre, pieptul de pui, tocat mărunt. Acum fac maioneza imediat și o amestec. Cam atâta. Pentru că aș vrea să vă spun, cei care faceți salata beof înainte cu 7 zile, că o mâncați fără proprietățile ei naturale. Pentru că maioneza de casă este valabilă cum este pentru gust și pentru absolut tot, doar 3 zile. Așa că salata procurați ca să o faceți în ultimul timp. Deci înainte cu o zi este suficient. Aici am tăiat ouăle pe jumătate și aici am gălbenușurile care le-am pisat bine. O să vă arăt, am pus 2 pateuri, cam așa. O să pun puțin ketchup. Sare, piper, puneți voi după gust. Și unt, care untul l-am topit. Acum imediat amestec. Primesc foarte multe mesaje pe privat. Eu nu știu, am etichetat o grămadă de persoane, eu am răspuns la cei care m-au etichetat, dar mă rog, cam asta este. Nu avem ce să facem. Trebuie să răspundem la toți prietenii. De-aia suntem prieteni virtual și mulți nu au familie, nu au nimica. Acum se amestecă și o să vedeți când umplu ouăle, eu le pun un gogoșar, le fac cu o formă. Dacă nu aveți formă pentru ouă, puteți să puneți într-o pungă și ies la fel de frumoase. Aici sunt ouăle mele, mor de râs când spun ouăle mele, că eu n-am ouă, dar astea sunt ale mele, dar eu le-am făcut. Așa, ca să le vedeți, le-am pus așa o formă, le-am umplut bine pentru că am pus prea multă compoziție. Și astea sunt salatele mele bio. O să vedeți, ca să vă filmez așa de deasupra. Cam asta este, eu nu magic cu mult ornat, cu așa este simplu și pentru formele care eu le am sunt extraordinare. Vă invit la masă sau vă dorăsc poftă bună ca să luați rețetele mele. Salata am pus și o lingură de muștar, aparte de maioneză. Maioneza puteți să o luați de la mine după bucătăria lui Mirela, pentru că este pusă. Este foarte simplu, un ou, puțin oțet, sare și după aceea ulei de floarea soarelui și la manivelă cu batidora. Vă pup și Crăciun fericit! Sărbători fericite!